Fetelor, hai să jucăm un joc. Mai scurt, punem fiecare câte o foaie pe spate. Fata ultima din spate desenează câte o linie. Fata în față desenează ceea ce ea a simțit. Și tot așa până la ultima. Și să vedem desenul primul și desenul ultimul. Hai, ceva ușor. Ceva ușor, sau se poate un cuvânt. Dar vezi, cuvintele nu e așa. Câte foi ne trebuie? 1, 2, 3, 4, 5. 5 și 5 pixuri. Da, într-un fel ar fi mai ușor dacă ai scrie un cuvânt, știi, nu? Sau un cuvânt, da, nu e prea lung. Facem niște desene și vedem cum e desenul final. Haideți. Hai să ne punem acolo pe mijloc. Stați câte o foaie. O scuză. Maria? Chiar din voi? Vreți să nu mă pătați pe călașă? Păi hai, ne punem una în spatele la cealaltă. Dar unde stă mai bine? Hai așa aici. Cine e? Cine e ultima? Eu. Okay. Hai un pix. Hai. Și cine începe desenat? King ai spus, nu? Haide. Doar o linie sau? Dar hai să ne punem pe un perete. Poate ne punem pe aia. Pe oglinda asta. Te pui așa și tu desenezi ce simți. Hai, Kinga. Nu, nu. Tu vrei să fii ultima de acolo? Ok, cine vrea să fii prima aici? Păi Kinga, nu, deci Kinga desenează doar... Ok, hai, îmi scriu eu. Bine. Și, dar faci câte o linie. Hai, pe spatele meu și mai departe. Câte o linie, câte o linie, câte o linie. Ce simți? Ah, ce simți? Da. Hai. Dar închideți ochii sau puneți sus foaia. Hai, fata, vină. Hai, începi. Păi Lari trebuie să înceapă, nu? Hai, Lari, începe desenul. Dar nu simt nimic. Fă ceva mai mare. Câte o linie, câte o linie? Două am făcut eu. Nu am simțit, dar atâta, cred că. Simți? Wow. Hai, mai fă! Hai. Pe bune? Da, da! Nu sunt, fata pasă să simt! Stai, tu ai început Kinga. Da. Așa? What the fuck? Okay. Nu știu! Hai, fata, nu simt! Hai, următoare! Nu simt! Nici mai merge pixul, dar e ok. Păi de ce faci King dacă încă n-ai fost? Ba da, nu ești ok. Nu, altul, da. Nu-i bine. Nu-i bine, deloc. Păi și ce vina mie? Hai. Oh, păi Dumnezeu cu mila, de unde știu eu că faci o inimă? Pe bune? What? What? Nu, la mine și la tine cam coincid, nu? Păi eu numai așa simțeam. Hai încă o dată. Hai încă o dată. Nu se simte, fată. Da, faceți așa ceva mai... Hai să facem un semn mai bine. Nu vreți să scrie mai bine litere? Da, un cuvânt. Să vedem ce cuvânt. Hai. Da. Eu oricum întorc. Hai contur pe spate. Nu, hai, cine vrea să fie prima? Mă putez. Hai, ies eu. Mă bag eu cuvântul? Mai am cuvânt. Prima, da. Hai. Hai, Bianca, scrii pe spatele meu. Da, scriu o literă, scriu câte una. Da, câte o spată de părul. Așa. Să simt. Hai, dar pune-te așa. Așa, hai, să simt. Așa. Fă, prima literă, hai. Ce ai făcut? Nu știu. Hai, am făcut. Dar nu, n-am spus. Hei, fata, ne-ai simțit-o, Maria. Cred că ăsta l-a făcut, hai, cred. Hai, și dă mai departe. Ai simțit? Hai, scriu. Cred că da. Fata, mai fă o dată, nu? Păi nu trebuie să vezi, trebuie să simți. Hai, a, eu să fac, nu simt. Da. Că e de zis cu treaba. Ai simțit? Ai făcut, Kinga? Ai făcut? Scuze, scuze. Ușor, Maria. L-ai simțit pe asta? Nu. Nu, încă o dată. No, wow. Păi și ce literă e asta? Ultima literă. Că ai făcut jumătate de oră. Ăsta. Gata, eu am scris. Ați scris? Eu am înțeles Tovi. Suții! Suții! Am prins! Wow! Până o zis, Kinga, eu am avut o literă. Eu am zis că credeam că scrii love și după aceea lovi. Ultimul l-am simțit că e. Asta e bine. Hai încă o dată. Hai, cine? Te bagi în ultima? Nu mai vreau. De ce? Hai, bine, hai pe tine. Hai, ca să scriu pe tine să fie ușor. Hai. Da, dar vă rog mai tare, mai apăsați. Bun. Da. Hai. Hai scrie. Stai. Pe 3 ore așa puțin. Bine. Ai simțit? Îl simți? Nu simt Kinga.
Eu am scris un cuvânt ușor. Cel mai ușor cuvânt. Dar nu simt fată. Nici eu. Ok, hai, mai scrie o dată? Hai. Hai. Prima. Așa. A doua. A treia. Și a patra. What? I love, cred. Vers? Nu, sigur, nu. Eu sunt eu. Vers? Nu am înțeles nimic. Radu. What? Nu, dar nu mereu faci cu desenele, fii sănătoasă. Mulțumesc. Poate mereu când faci linii cu desenele, sau poate noi suntem nesimțite pe acolo. Da, și să spun așa ce despre... ce vorbeam eu sau așa cu Kinga, dar ți-am spus ție că m-a considerat ea. Nu știu, ce am povestit genul unde am lucrat până să vin aici. Adică ce job-uri am avut de la 18 ani. A, dar n-ai avut un singur job. Nu. Primul meu job a fost în call center, la o firmă de telefonie mobilă. Am lucrat un an 7 luni în vânzări. Mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, după au vrut să mă facă team leader și n-am vrut să mai stau, pentru că mi s-a părut o muncă foarte, foarte stresantă psihic, știi? Mă ocupam, la un moment dat eram pe proiecte, știi? Și eu, după un an de zile, m-a făcut gen un pic mai jos, gen team leader-ul meu și-a pus baza în mine ca eu să conving toți agenții să ridicăm target-ul, că eram în vânzări, știi? Pe proiectul respectiv pe care eram și eu. După a vrut să mă avanseze în job și să mă facă team leader, dar ca și team leader mi-a dat seama că e mult mai greu. Să te ocupi de toți agenții și să ai grijă. Ai responsabilitate. E whatever, e foarte nasol. După am plecat din call center și m-am mutat pe magazin, că acolo am primit o ofertă mai bună la bani. După m-a luat altă companie de telefonie mobile, pentru că am primit o ofertă mai bună la bani. Acolo erau magazinele unul lângă altul, știi? Așa. După am fost o perioadă de 5 luni de zile ca și reporter la o televiziune locală acolo la mine. Mi-a zis ceva, Bianca. Da, o să-ți arăt eu niște... Da, mi-a zis și Bianca ceva. Da. Am lucrat 5 luni de zile. Vreau să înțeleg și încet, încet o să-mi dau seama. Nu vreau să prind cunoașterea, dar cumva, gen... Nu pot să fiu forțat să fac anumite chestii, știi? Că eu dacă aș putea... Păi, dar nu te forțează nimeni. Păi nu. Dar eu dacă aș putea, eu aș fi făcut deja pași mari față de tine. Dar cumva mă blochează chestia asta. Ce te blochează? Eu tot nu înțeleg ce te blochează. Nu știu. Mi se pare că... Deci nu înțeleg nimic. Că avem o cunoaștere diferită. Nu știu, Laura. Hai să vedem care facem. Ești tu, nu știu ce vrei. Trebuie să mergem casa. Ce faci? Ai cucerit-o? Greu. Dar de ce și-a roșu, Emanuel? Ești cam roșu aici. Păi, mâncare plătite, au fost bune sau nu prea? Wow, ce s-a întâmplat? Ce-i zis tu? Nimic, ce i-am zis? Mă, te-a refuzit, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Adio de tot? Nu, ești un psihopat, asta sunt. De ce? Probabil, dar nu te supăra. Nu ai nevoie supor. De îmbrățișare de la Laura? Ai ceva special? Da. Emanuel, ai ceva special? Păi tu ai plecat. Hai, măi. Hai să vină înapoi. Hai, repede, că sună înapoi. Da. Nu știu ce am, nu știu, chiar nu știu. Nu știu, dar nu te mai gândi. Ce-am dat cu capul? Ce drăguț! A, bine, băieți. Plecat. Ce mă, să fac, Radule? A? Pantalonii ăștia chiar ai picioare mari. Cum adică mari? Mie îmi plac bărbații cu picioarele mari. Adică și eu sunt bulănoasă. Mai mari, mai făcute. Mă rezi, mi se pare că e slab rău la picioare. Nu, eu, eu chiar am văzut. Are și gambe. Și eu sunt bulănoasă și nu mi-ar plăcea să am un bărbat care... Ești bulănoasă? Da, știi ce la cruci. Ești bulănoasa mea. Da, uite. Nu ești bulănoasă. Uite, mă. E. Nu ești plănos. Ai prins-o acum ocazia. Ziceam în sensul că... Nu slăbuță. Nu ar putea să am un băiat, un bărbat slab. Pai. Da, pai. Și înalt și slab și cocoșa. Ce mă ivează aia care să așa, știi, și 2 metri și... Un pic cât. Mi-a părut bine. Uite, discuția asta m-a ajutat cu tine acum. Și o să mai stăm noi de vorbă mai multe, da? Da. Nu să ținem văzut. Hai, te pup. Deci dacă mi-ai lăsat semn, te omor. Ia, ține așa gât. Nu e.